2 Cronici 24. Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Tzibia din Berșeba. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Jehoiada a luat pentru Ioas 2 neveste și Ioas a născut fii și fiice. După aceea Ioas și-a pus de gând să tragă casa Domnului. A strâns pe preoții, pe leviți și le-a zis, duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți bani din tot Israelul pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta, dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Jehoiada și i-a zis, pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au pustit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba Baalilor toate lucrurile închinate casei Domnului. Atunci împăratul a poruncit să se facă o ladă și să se pună afară la poarta casei Domnului. Și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. Toate căpetenile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. Când vedeau leviții că e mult argint în ladă și că era vremea ca să o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc, așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. Împăratul și Jehoiada îl dădeau meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului, care tocmai au cioplitori de piatră și tâmplari ca să dragă casa Domnului, precum și lucrări în fier și aramă ca să dragă casa Domnului. Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres, au pus casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Jehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile de tot, pahare și alte unelte de aur și de argint. Și în tot timpul vieții lui Jehoiada au adus necurmat arderi de tot în casa Domnului. Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile, la moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. După moartea lui Jehoiada, căpetenile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat. Și-au părăsit casa Domnului, Dumnezeului părinților lor și-au slujit astartelor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a temes la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Dumnezeu. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsi pe Domnul și El vă va părăsi. Și-au înaltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și au venit în Iuda și la Ierusalim, au omorât din popor pe toate căpetenile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirionilor a venit cu un mic număr de oameni, totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce îl lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au înăltit împotriva lui din vicina sângelui fiului preotului Jehoiada, l-au omorât în patul lui și a murit.
L-a îngropat în cetatea lui David, dar nu l-a îngropat în mormintele împăraților. Iată-i pe cei ce au înălțit împotriva lui, Zabad, fiul și Meatei, o femeie amorită, și Iozabad, fiul și Meritei, o femeie moabită. Cât despre fiul lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre trecerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său Amația.